Stimați colegi, astăzi mă gândesc să dialoghez cu dumneavoastră, cu sala, cu acest public numeros, despre dorința PMP-ului de a deveni un partid de opoziție puternic, viguros. Noi ne-am ales niște teme care interesează întreaga națiune. În primul rând, suntem preocupați de problemele economice ale oamenilor din diferite județe. Susținem proiecte legislative, susținem proiectele bune ale colegilor noștri, indiferent de la ce partid fac ei parte, și eu cred că asta trebuie să facă un partid de opoziție. De asemenea, noi ne-am asumat un proiect de țară, unirea pe cale firească, diplomatică, a Basarabiei cu Moldova. Și ați văzut, sute de localități de dincolo de Prut au dat hotărâri de consilii locale prin care și-au exprimat dorința de a se uni cu România. Stimați colegi, prezentă declarație politică se intitulează Uniți ridicăm Moldova. În ceea ce privește regiunea Nord-Est, datele statistice sunt îngrijorătoare. 58% din populație locuiește în mediul rural, majoritatea fără canalizare și fără apă curentă, doar 7% din cifra de afaceri a României este realizată acolo, iar exporturile nu depășesc 5%. Lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova de restul țării și de facto de Uniunea Europeană, dar și existența unei rețele de drumuri naționale și județene îmbătrânite și deteriorate, îngreunează transportul, turismul și schimburile economice, iar salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Nici măcar una dintre primele 20 investiții publice ale statului român nu se află în Moldova, deși aici locuiește 25% din populația țării, în total peste 3,6 milioane de oameni. În plus, depopularea masivă a regiunii riscă să devină un fenomen ale cărui efecte negative se vor vedea în timp. A trecut mult prea mult timp de când Moldova istorică a fost lăsată în uitare, iar efectele sunt vizibile la tot pasul. În anul aniversării centenarului Marii Uniri, noi, liberalii din Moldova, nu mai vrem ca această regiune să fie tratată ca o cenușăreasă, nu mai vrem să fim în coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește standardul de viață. Moldova este România, iar cetățenii de aici trebuie să se bucure de aceleași condiții de viață ca și în celelalte regiuni dezvoltate. Nu uitați să vă testați. Hepatita C nu doare, doar ucide. De acum toți veți putea beneficia de teste gratuite pentru depistarea hepatitei B și C. Programul Național de Depistare Precoce a devenit realitate. Va intra în vigoare chiar de pe 1 aprilie. Cei depistați cu virusul hepatitic vor putea beneficia, tot gratuit, de toate celelalte investigații, viremie și eventuale imagistice, prin internare de zi. În 2018 vreau să creștem și accesul la tratament interferon-free. Vreau să rețineți că hepatita C este o boală transmisibilă, contact cu sângele persoanei infectate, și că este adesea silențioasă clinic. Marea majoritate a celor infectați nu au niciun fel de simptome. Fără tratament, evoluția este gravă, mergând până la ciroză și cancer hepatic. Sunt tot mai multe persoane afectate în România. Prevalența infecției cu virusul hepatic C este de 3,3%, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Peste 650.000 de români având această boală. Pentru toți aceștia, vreau și am propus să includem în cadrul Programului Național de Tratament și pacienții cu fibroză grad 2, dar și pacienții cu fibroză grad 1 și comorbidități. Până atunci, nu uitați să vă testați!